Am început frumos cu o tură prin Apuseni, o tură scurtă de 2 zile. Ne-am strâns aproximativ 20 de mașini de data aceasta. Pentru cine a văzut episodul din iarnă de la închiderea sezonului, mi s-au alăturat aproximativ 9 mașini într-o mică expediție de o zi la minus 5 grade cu cortul pe zăpadă. Vom face traseul cumva pe invers. Cortul nostru pe care le știți din expedițiile anterioare, cortul de închiriat, care a ajuns la Alex Suțun acest weekend. Alex? Da, dragă? Ia uite-l, mă! Ia uite-l, mă! Și tu, Alex! Good morning! Alex Suțu, ia zi-ne, de ce cortul tău, da, este pe altă mașină față de cum ne-ai obișnuit în episoadele anterioare? S-a crescut mașina. Da, dar tot așa gri. Avem și patroale cu noi, și granditare. Foarte bine am dus. N-ai zice, a? Că Dita mai ursulețul în cap pentru granditare, exact, să doarmă înăuntru. Ce bă? Hai că plecăm! Așa, ce aveți voi copii? De ce ne plecați? Bună dimineața! Eu de obicei când ești cu Ana, Ana nu, dacă e sub 15 grade trebuie băgată căldura. Acum, cum nu a putut veni, am venit cu un prieten. Am zis, bă, dacă suntem dita mai doi urși de 100 de kg, mai punem și încălzitorul ăla în cort, care e mai mic decât a vostru. Aseară au venit vreo 10-12, urmează să mai vină încă câteva echipaje în această dimineață. Continuăm inspecția. Dar Vlădus, pe unde a fost de oprins praf din ăsta saharian? Neață, neață! Salut. Și oficial. Așa. Și pe Adrian îl cunoașteți? Bună dimineața. Unul dintre veteranii expedițiilor Transulan, da. Unul dintre primii urmăritori ai canalului. Adriana, cum ai dormit? Da, bine, cu armurul. Ce ai să mai și comentezi? Fiind vârful de gamă al corturilor Overlander, avem o saltea mult mai groasă. Chiar dacă 2 cm nu înseamnă neapărat mult mai groasă, dar diferența de confort este enormă. Înăuntru putem vedea că avem spații de depozitare, avem fereastră chiar și la picioare, una foarte mică, dar foarte eficientă. Ca să ajungem la ea, în primul rând trebuie să îndepărtăm corzile elastice interioare, care ne ajută tot la montarea și demontarea cortului. Chiar și la această fereastră avem plasă de țânțari. Mai avem încă 2 bucate Jeep. Oare tu n-ai dat trolul la ultima tură, nu? Salut, salut! Și bine te-am găsit printre bine noi! Bine Kevin, pare bine! Salut, salut! Uite numai ce am ajuns! Te-am văzut de mult! Așa mare era. Și asta la altă nu intră. Thank you.
Tipic românesc ca pe șantier. Un, doi lucruri, trebuie să stau. Doi lucruri, restul freacă. Vai, cât sunteți aici, mă, de ce tot, ce camera am tătit, cât sunt, iată. Show! Hai, dai o dată în spate. Atât, dai de acolo, dai de acolo, ușor. Bă, are reductor! Atât! Nu, nu mai așeza! Are reductor jeep-ul! De ce nu pune pe mare? Ce nu sape așa? Nu mai trage! Nu mai trage troliu! Troliu, să nu-l mai tragi! Dă-i la roată! Thank you.
Stai că te căutăm imediat, să vedem unde ești, ca să vedem ce soluție avem. Lasă-te un pic mai în spate, mai în spate, mai în spate, mai în spate. Ai dreapta, stânga, 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 stânga. Bun, 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 nu accelera foarte tare. Dă-i, 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 dă-i cu dreapta, 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 dreapta. Vrei și pate asta iarnă? Da. Nu pot să cred că ți-ai adus aminte de ea. Cum să nu mi-aduc aminte? Eu am uitat-o. Acum ați luat-o? Da. Asta am uitat-o asta iarnă. Ei zic, de când am început să urcăm, zic, uite-te la baza copacilor, că sigur trebuie să fie o șupă roșie. Și am găsit-o. Nu am problemă, de mai tare la cât o stat aici, da? Da. Hai că n-am... De un copac mai poți să folosești. Hai că n-am ieșit tocmai pe minus tura asta, pe lângă combustibil și un stop picat. Ne-a recuperat șufa de asta iarnă. So let's lay
under a falling moon. Tell me something about yourself. Never told to no one else. Trebuie să văd ce-ai acolo. Dă un pic să pice, dar n-are nimic. 100 și un pic de lei am dat pe el. La târg, la negre. 105. Era ultima. Proaspăt. The art and the artist. The artist. Hai să vedem cât de greu e să desfacem un scaun. Desfaci de aici, desfaci de aici. Preferabil cu capul în jos. A, așa. Calcă pe, calcă pe partea de jos. Atâta, nu, 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 calcă. Așa și trage de mânere. De acolo. Trage. Da. Ala desfale. Ai uitat să-l desfaci. Ia instrucțiunea, am uitat. Și cum depărtează-le. Ia piciorul de pe el și depărtează-le alea. Mai tare trebuie deschis un pic. Nu l-ai așa, unul, vezi că e unul mai sus, unul mai jos. Trage și piciorul din asta. Piciorul ăsta mai trebuie extins. Pune piciorul, mai calc o dată pe el. Și trag de amândouă. Și tragi de amândouă. A, acum. Acum le acum normal te găcesc? Exact. Preferă-l cu fața încoace. Linia de vită, nu? Să ia. Pentru a monta cele mai ușoare marchize. Marchize, care se montează în 2 minute. Am terminat și cu montarea marchizei. Desigur, acesta este setup-ul perfect atunci când vremea este senină, afară este cald și, desigur, nu bate vântul. Recomandăm cu căldură, în momentul în care vântul bate, să folosiți sforile pentru ancorare. Recomandăm ca în condiții nefavorabile sau ce știu eu, aveți ghinionul de vreo ploaie, ca unul din piciorușele marchizei sau chiar amândouă, cele din față, să le lăsați puțin mai jos pentru a da o ușoară pantă și a nu lăsa să se strângă apa. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Close your eyes to the madness. In the morning it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Thank you.
Ia la imor. Asta mi-a duc să ce trece piciorul așa? Nu cred! Am filmare! Am filmare! No, hai, dar la plăcinte pe înainte, jos? La traseu înapoi. Dacă tu... Deci,